Iată-ne, dragi prieteni, după un weekend căruia nu i-a supraviețuit Slaven Bilić. Este practic informația de calibru în această dimineață. Omul nostru, croatul, antrenorului West Ham United, a fost debarcat de echipa din Londra după un sever 1-4 cu Liverpool în acest weekend. Slaven Bilić, care își lasă echipa în retrogradare, este cel care a crezut că este superior lui Dimitri Payet atunci când West Ham a făcut acel tam-tam colosal, care într-adevăr i-a sporit cota, pentru că toată lumea aflase atunci de acel monstruos scandal dintre Dimitri Payet, cel mai mare jucător din istoria clubului West Ham, și respectiv acest zgârci Slaven Bilić. Până la urmă, conducerea, ca să nu-i dea dreptate reunionezului, l-a menținut în funcție pe Slaven Bilić. Ei bine, iată ce înseamnă această echipă fără Dimitri Payet. A ajuns în retrogradare, de unde numai Dumnezeu știe cum va ieși. Vreau să punctăm acest lucru, întrucât noi le purtam sâmbetele celor doi mari antrenori, croatul Bilić și madrilenul Mitchell. Acesta este încă în funcție la Malaga, în mod absolut surprinzător. Dar în curând va deveni și el liber pe piață. Tot astăzi am aflat că faimosul Claude Makélélé, care tăia frunze la câini la Swansea, avea o funcție de secundă, se pare că pregătea lateurile dimineața, a acceptat oferta entuziasmantă de la flamanzii de la Eupen, ultima clasată în campionatul belgian. Acolo va face de toate. Acolo el va tăia carnea, el o va servi la masă și eventual el o va și mânca, Claude Makélélé. De asemenea, a denotat că Fabio Cannavaro și-a dat demisia cu pumnul strâns de la Tianjin și se pare că va pleca la o scuderie încă și mai mare în China. O scuderie deasupra căreia nu mai este decât marele zid chinezesc. E vorba de Guangzhou Evergrande. De unde, adică, nu mai poți ajunge decât pe lună. Fabio Cannavaro este cel care în 1998, da, înaintea finalei de Cupa UEFA dintre Parma și OM de pe Lujniki la Moscova, meciul s-a jucat pe o gheață groasă de 30 de centimetri, dacă mai țineți minte. Jucătorii aveau crampoane de pescari feroezi, ca atunci când te duci să pescuiești la copcă în insulele Svalbard sau Feroe, cu campoane de genul ăla s-a jucat. E bine, înaintea meciului, Fabio Cannavaro are un filmuleț, pe vremea când YouTube nu exista, din fericire, în care își băga în venă substanțe dopante și se filma. Sigur că filmulețul n-a făcut în conjurul lumii, întrucât rețelele de socializare nu existau, slavă Domnului, internetul era extrem de modest și repede s-au șters din greșeală aceste imagini. Cannavaro dopat cui înaintea meciului, ca toți ceilalți jucători de la Parma. O situație care astăzi, ci că spun înalții prelați de la UEFA, ambarasează forul european când vine vorba despre înaltele tehnici de dopaj ale fotbaliștilor italieni și ale cicliștilor italieni și, în general, ale voleibaliștilor italieni. În anii 90, Italia avea o echipă faimoasă națională de volei masculină. Toți jucătorii erau combinați cu toate starletele italiene, voleibaliștii, nu fotbaliștii. Toți aveau niște brațe de nici Popei Marinaru nu stătea pe lângă ei. Da? Săracii, ca să poată să servească în terenul advers, voleibaliștii scoadrei Azzurra, aruncau mingea și o loveau doar cu două degete. Pentru că dacă ar fi lovit-o cu toată palma, mingea spărgea, practic, ori tavanul, ori peretele din fundal. Și atunci o mângâiau așa cu două degețele și o îngropau în terenul. Atât erau de bucșiți. Nimeni nu bătea atunci naționala italiană la volei. Jucătorii puteau să facă orice. Unii dintre ei, în timpul meciului, ca să nu se plictisească, făceau flotări, în timp ce mingea depășea fileul și ajungea în partea cealaltă, la cubanezi, la peruani, la brazilieni, cu cine jucau ei. Da, frumoase vremurile astea de aur ale sportului. Bilić pe cai mari în continuare, pentru că Fenerbahçe îl vrea antrenor. Iată cum se leagă, dar e o dilemă acolo, pentru că și Christoph Daum în cărți. Trebuie să aleagă dintre cei doi, practic. Asta a fost întotdeauna marea prostie a fotbalului turc. El întotdeauna a mizat pe cunoștințe de proastă calitate. Slaven Bilić a mai fost în Turcia. Da? Și Daum. Bineînțeles, Daum evident. La Fener, da. Daum este celebru. Dar să spun, ei întotdeauna merg pe cai ăștia morți, da? Care deja erau duși la groapă înainte de a părăsi Turcia prima dată. Epocală, de altfel, și declarația lui Mircea Lucescu din acest weekend,
citat de Gazeta Sporturilor, ea intră în betizieul anului, în orice caz, are ceva din declarația jucătorului de la Angers, Fulgini, o să vă povestesc imediat. Mircea Lucescu declară, nu voi învăța niciodată limba turcă, pentru că dacă ar fi așa, n-aș mai avea nicio clipă de liniște. Orice jurnalist turc ar vrea să vorbească cu mine în fiecare clipă. E de Mourinho, asta numai că de un Mourinho de serie B. Cum ar veni, de altfel Nea Mircea știe cum era cu serie B. Așa, apropo de Fulgini, jucătorul Angers, care a declarat la capătul acestui weekend, întrebat în zona mixtă după meciul cu Paris Saint-Germain, dar ce a fost cu cursa aia lui Mbappé? Mbappé face o cursă de 2 secunde. Deci 2 secunde îi trebuie lui Mbappé să traverseze tot terenul, după o minge aruncată în față la bătaie, îi dă un călcâi de la așa la mișto, un sictir lui Edinson Cavani, care rupe poarta. Nu s-a mai văzut așa ceva nici la Usain Bolt. Întrebat după meci, omul care trebuia să-l marcheze a spus, se poate net, Tusa. Și a plecat de la microfon, adică nu-i ceva în regulă aici. Nu miroasea bine cu cursa asta. Dom'le, n-am mai văzut așa ceva decât la Lance Armstrong, când se uita un pic spre camerele de luat vederi, așa și implicit și spre telespectatorii Eurosport, arunca așa o privire de aia muncită, plină de sudoare de aia de actor american inteligent, după care se ridica în șa și nu-l mai vedeai. Să uite așa urca serpentinele ca în desenele animate. Marele Lens, nu știu dacă avea voie. Într-adevăr, cred că Mbappé ar fi trebuit să fie oprit de radarele acestui sistem implacabil, video fotbalului modern, care altfel nu folosește la nimic. Ați văzut prin meciurile europene, granzii marchează în continuare din aceleași situații jenante pentru toată lumea. Trimisese cineva un clișeu de ăsta cu Manchester City, toți erau un offside la o centrare. Bineînțeles că așa marchezi întotdeauna, măi băiete, dar asta este terifiantă. Și cum să alergi, bă? Oi avea 18 ani, Kylian Mbappé, dar nu se poate așa ceva, bă. Nu se poate. Deci dacă ai fi tras cu ghiuleaua mingea aia, să zicem că Paris Saint-Germain vrea să degajeze cu ghiuleaua, cu tunul. Trăgea cu tunul mingea, nu mergea mai repede după ea cineva. Deci era ca șoarecele ăla de poligon, știi, care se deplasează, iepurele ăla de poligon. Uite așa fugea. O să poate, bă, tată. Nu-i voie să fuge așa. Rămânând în domeniul lucrurilor paranormale, remarcăm hețul lui Golubovici, absolut neintenționat, nu? Da, să spunem din capul locului, că vorbeam mai devreme de italienii noștri la volei. Așa. Așa e. Corect, uite, să Golubovici putea să joace naționala. Carieră garantată, corect, la volei. Ceva logic până la urmă, el și spune, domnule, nu știu cum mi-a sărit mâna mai sus decât capul, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Corect. Și în același timp ne amenință că ne dă în judecată dacă spunem ceva ne la locul lui. Iată, are ceva de Andreea Marin în el, Golubovici, și Andreea Marin făcea la fel. Dacă numai te apropiai de semnele ei, de, să spun, orice îi aparținea ei, da? Un ghiveci, o coadă de mătură, orice era ei, da, te dădea în judecată. Vremurile când avea multe de ascuns. Da, eu am mai fost în situația asta să mă amenințe careva cu datul în judecată, dar trebuie să o spun din punct de vedere al pariorului, da? Eu când am văzut faza respectivă, m-am gândit că a jucat 2-0 scor corect în minutul respectiv sau la pauză, ceva de genul ăsta. Pentru că altfel, eu niciodată n-am văzut, de când mă uit eu la fotbal, un hands atât de exagerat. Seamănă cu rezultatul de la Torino, unde e clar, Dane, că lucrurile au stat așa. Deci este clar că cineva în lume a jucat, măcar un greu de ăsta, un saudit. Benevento. Benevento 2 la pauză la Torino 1 final. Da. Este limpede că cineva a jucat. E clar că Juventus a făcut-o într-adins. N-are cum să te conducă Benevento la pauză. Este da, limpede, am văzut. Juventus a avut totuși multe ocazii. Faptul dar că s-au înțeles cu ei, Dane, știi de unde vine? No. Că în repriza a doua, în loc să-i bată, să zicem, cu 6-1, le-a dat doar 2-1. Deci este limpede că a fost Blăteanu acolo. Benevento, cred că și-a luat banii cam cât ar fi câștigat din drepturile TV dacă termina pe podium pentru această șmecherie. Da, unul pauză, doi finale, o cotă de 30-40. A jucat cu un prinț de la Saudit, joci un milion, care 40. Vrea să fugă în Yemen. Absolut. Știi că sunt prigoniți, acum sunt arestați toți. Nu știu ce s-a întâmplat în Arabia Saudită. Și unul a zis, bă, vreau să dau și eu ultimul tun. Jucă, iau averi, tată. Joc tot ce am în deșertul ăsta, da? Că tot deșertul e al lui, că
Juventus cu Benevento e 2 pauză 1 final. Și asta știi ce înseamnă? A câștigat așadar 66 de deșerturi. Deșert, exact, tipul. Asta vreau să spun. Poftiți. Cu tot cămilele aferente. Cu tot, da. Cu tot ce este, bă. Cu tot, cu gaze, cu petrol, cu ce s-a prăbușit acolo, cu șacalii din deșert, cu orice, da? Cu scorpioni, tot să fie al lui. Cadavrele îngropate și așa mai departe. Corect. Da. Da, ăsta e fotbalul din ziua de astăzi. Eu, sincer, uite, urmăream meciul cu cineva în momentul în care a fost Hențu și spune, mă întreabă, dacă era ștucan acum, nu e așa că ar fi zis că a fost la pariuri. Păi zic și eu, zic același lucru. Evident, eu m-am temut niciodată. Poate, doar că nu vreau să insist pe tema asta, pentru că fotbalul din ziua de azi e plin de mafioți. De toate felurile, sigur, nu doar mafioți cu pariurile. Evident. Și n-are rost să stăm să ne legăm la cap în fiecare emisiune, să plângem pe... Dar ne să spun ceva, dacă n-ar sta lucrurile așa. Să zicem că n-ar fi așa și să zicem că mâna i-a sărit mai sus decât capul. I-a sărit singură. Ok. Atunci trebuie să-l dai afară din lot. Dar nu-l dai afară cu ranchiună. Nu-l dai afară cu ură. Nu-l dai afară că n-a înțeles regulile jocului. Nu poți să joci fotbal. Da, să... Corect. La da? 34 de ani la abia 30... Ai văzut cum arată? Da. Deci da. Arată ca Churchill. Da? Înainte să moară. Deci este de 80 de Churchill când a... 83 de ani sau așa ceva când a murit. Undeva acolo. Da? Deci... La nivelul ăsta. Bă, zici că e împăiat. Da? Deci el n-a înțeles până... N-ai cum să faci sportul ăsta când tu sari cu mâna 10-20 de centimetri mai sus decât capul. La un banal corner, da? Nu e finala Ligii Campionilor să zici, bă, dacă trece mingea de mine, suntem morți. Da? Și a fost de frică am făcut-o. Acum... Nu, e cu Dinamo acasă, era 1-0 pentru aia, Dinamo n-a mai fi marcat probabil 100 de ani. Încă un gol. De ce se panicheze așa? E clar că atunci îl iei deoparte, da? Stai, vorbești cu el, îi dai un cap în gură după ce termin discuția. Acum aș fi făcut Leo grozavu și îl dai afară din lot, fără nicio discuție. Dai afară din lot. Acum să ne uităm și la celelalte goluri. Prima reușită a dinamoviștilor vine după un slalom al lui Salomao, care în mod inexplicabil îi culcă la pământ pe toți care, pe cei care intervenește în care. Probabil voia să facă Dieu Mbappé. Dar eu n-am înțeles cum au căzut-o jucătorii aia, adică e ceva inexplicabil, nici dacă juca cu juniorii nu se întâmpla o reușită. Trăgea unul probabil așa, de marginea terenului. Corect, corect. Iar golul 3 este autogol. Da. Da, Dinamo câștigă cu 3-0. Uluitor. Iată, revine da. Dinamo pe... Uluitor, meci. Pe traseul pe care și-l dorea. Dar dacă media și-a luat măcar a 1000 parte din cât a luat Benevento, tot e bine. Absolut, pentru sumele din campionatul nostru. Dar chiar stai la un moment dat și te gândești, bă, dar din ce, adică nu din ce trăi jucătorii ăștia, că e suficient un an de fotbal să-l prinzi cu salariile la zi și după aia ai ceva bani puși deoparte. Absolut. Da? Te gândești, bă, ăștia nu și-au banii niciodată, da? Au salarii de mizerie, că toată lumea știe, că au, mulți dintre ei au 2000-3000 de euro pe lună, dar nu poți să-ți faci, având în vedere cariera semnă la 30 de ani, de restul vieții ce Dumnezeu faci, știi? Iată de unde vin banii. Că... Da, te-a pus de meșteșugărie. De corect. Faci o pinci, nu știu. Da, n-ajunge toată lumea Slaven Bilic sau mai știu eu ce, Gică Hagi. Da, sau... putre de bogat, sigur. Apropo, am văzut zilele trecute, înainte ca Nioere să iasă la rampă și să fie descoperit în sfârșit și de familia Becali, în adevăratul sens al cuvântului, am văzut niște imagini cu un american pe rețelele de socializare care locuia într-o casă undeva la țară cu bizonul. Deci bizonul se plimba dintr-o cameră în alta ca și cum ar fi fost un câine. Da? Catomiță. E adevărat că omul ridicase un pic nivelul încăperii la propriu, tocmai pentru ca bizonul, cu greabănul lui, să reușească să nu se mai aplece de fiecare dată când trecea dintr-o cameră în alta. Dar vezi bizonul băgându-și, de exemplu, nasul în oală, vezi bizonul încercând să scoată o casetă din DVD, vezi bizonul ducând